Observator cultural numărul 272, respectiv 530, 24-30 iunie 2010. Un amplu grupaj la literatură. Rodica Grigore, Furtuni și jocuri. Rick Moody, Furtuna de gheață. La editura Humanitas Fiction, Raftul de Nise. Andreea Răsuceanu, Prin București la Megidia și Focșani, despre trei volume. Ioana Pârvulescu, Viața începe vineri, Cristian Teodorescu, Megidia, Orașul de apoi și Varujan Vosganian, Cartea șoaptelor. Bianca Burța Cernat, Locul unde nu s-a întâmplat nimic obscen. Despre romanul Ioanei Bradea, Scoci, apărut de curând, la târg, la editura Poliron. Dana Pârvan Junaru, Cultura, singura politică, despre volumul lui Zoltan Rostaș, Strada Latină numărul 8, monografii și echipier, Gustien, la Fundația Culturală Regală, Principele Carol, apărută la Curtea Veche. Bogdan Crețu, despre volumul lui Radu Aldulescu, Ana Maria și Îngerii. Ana Maria și Îngerii, viața și textul. La istorie literară, Meandrele Memoriei, o lecție cu Șervan Cioculescu, propusă de Geo Șervan. Freșcele lui Dragoș Pătrașcu, un text de Nikita Danilov, povestea freșcelor lui Dragoș Pătrașcu și a clubului motor din Iași, la intrarea căruia, în loc de herb, atârnă agățată o motocicletă Iava, relica războiului vece dintre Est și Vest, poate fi considerată o adevărată epopee postmodernă. În paginile de arte, un interviu cu Wim Wenders. Am devenit un mare călător și în cele din urmă un cineast. Interviu realizat de Ileana Bârsan. Tot în paginile de arte, un text semnat Cezar Gheorghe, Cerul deasupra Berlinului, un poem de Wim Wenders. La actualitatea internațională, Mihai Fulger, corespondență de la Tel Aviv. Tel Aviv, canul filmelor studențești. Un dialog cu Matei Vișnie, propus de Silvia Dumitrache. Bine ar fi să meargă și oamenii politici mai des la teatru. Matei Vișniec s-a aflat recent în România pentru a participa la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, ediția a 17-a, desfășurată între 28 și 6 iunie. Un text Remember, propus de Ileana Pintilie, despărțirea de Maria Magdalena Crișan. Acestea au fost câteva recomandări. Intrați și pe site, citiți-ne și fiți alături de noi.